Sediul Ministerului Apărării Naționale a fost deschis publicului duminică 7 aprilie cu prilejul împlinirii a 15 ani de la aderarea României la NATO și 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. În cadrul evenimentului, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a avut un spațiu expozițional atrăgător unde zeci de medalii olimpice mondiale și europene, trofee de la scrimă, handbal, polo, basket sau fotbal au putut fi admirate de către toți vizitatorii. Din vitrinele amenajate la Ministerul Apărării Naționale nu puteau lipsi trofeele Cupei Campionilor Europeni și Supercupei Euro cu cerite de către echipa de fotbal în 1986 și 1987. Dar Steaua nu a fost prezentă doar cu standul de medalii și trofee la evenimentul de duminică. Ana Maria Brânză, Simona Gherman, Laura Oprea și Robert Tăjitaru, alături de președintele clubului Steaua, Bixi Pompilu Mocanu, s-au aflat în mijlocul evenimentului. Campioanele olimpice de la Rio, Ana Maria Brânză și Simona Gherman, s-au arătat încântate de faptul că și-au adus contribuția la zestrea de medalii a clubului Steaua. Întotdeauna este o emoție aparte să, să revedem, trofeele câștigate de sportivii clubului sportiv al armatei, al armatei sau mai ales într-o zi deosebită în care avem ocazia să ne și reîntâlnim și de ce nu să arătăm lumii întregi munca noastră, rezultatele de fapt muncii, muncii noastre. Da, mă simt emoționată și îmi face plăcere să mă aflu aici. Și da, am uh, mai multe emoții când știu că am pus și eu acolo puțin uh, umărul la treabă să iasă atâtea medalii frumoase. Medaliată cu bronz la canotaj cu echipajul de 8 plus 1 la Rio, Laura Oprea nu a ezitat să urce într-o barcă a forțelor speciale. Impresionant, sunt niște medalii fascinante. Când te gândești cu ani în urmă câte s-au câștigat și prin câte au trecut sportivii ăștia, e ceva frumos. Campionul european la box, Robert Gitaru, a admirat armamentul expus la ziua NATO, dar preferă sala de antrenament. Îmi doresc foarte mult ca și medalele mele, diplomele mele, cupele mele să apară și ele aici. Și sunt sigur că vor apărea. Printre cei care au vizitat standul de prezentare al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, s-a numărat și Gabriel Leș, ministrul apărării naționale, care nu a ratat ocazie de a se fotografia cu o parte dintre campionii roși albaștri.